FOMO sau frica de a rata este anxietatea de a pierde ceea ce nu am avut și, prin urmare, ar putea fi descrisă ca un defect mental nebunesc. Cu toate acestea, este comună, reală și ne poate face să simțim un regret profund pentru ceva ce nu s-a întâmplat de fapt. FOMO este un animal care se ferește de străini și de grupuri mai mari, dar adoră să se ascundă în cadrul relațiilor sociale intime. Îți poate ataca ego-ul atunci când un prieten apropiat s-o ia înainte, te doboară atunci când alții se distrează și tu nu ești invitat, te consumă dacă rivalul tău obține ceea ce ar trebui să fie al tău, iar dacă ești îndrăgostit și nu poți adormi, FOMO îți va da cele mai rele coșmaruri. Toată forța destructivă a FOMO poate fi observată la Tom și Jeff, doi prieteni care au decis să-și investească economiile în Bitcoin în 2012. În următorii câțiva ani, prețul Bitcoin a crescut foarte mult, iar cei doi au început să creadă că sunt investitori străluciți și că pariul lor a fost cea mai inteligentă mișcare din viața lor. Dar au devenit și tot mai îngrijorați că s-ar putea întâmpla ceva cu acea miză prețioasă și cu această nouă identitate a lor. Tom a experimentat teama de pierdere. Apoi, într-o zi, prețul Bitcoin a început brusc să scadă și apoi a coborât dramatic. Teama de pierdere a lui Tom a devenit prea puternică și a decis să vândă jumătate din monedele sale. Jeff, un devotat al monedei, nu le-a vândut. După ce a încasat banii, Tom s-a simțit ușurat, chiar dacă investiția sa rămasă în Bitcoin a continuat să scadă. Tom trecea prin această stare pentru că, deși ar fi putut pierde în continuare bani, acesta voia să protejeze ceea ce devenise mai prețios pentru el, identitatea sa de investitor genial. Dar apoi povestea noastră ia o întorsătură întunecată. La scurt timp după aceea, prețul Bitcoin s-a stabilizat, iar apoi a continuat să crească din ce în ce mai repede. Dar Tom, care încă deținea o mulțime de monede, nu era fericit. Nu. În timp ce stătea în par noaptea, FOMO a ieșit din ascunzătoare și a descris un viitor terifiant. Tom a început să creadă că făcuse o greșeală imensă care îl va lăsa un nesăbuit sărac, în timp ce prietenul său va fi milionarul care amândoi visau să devină. Astfel, chiar dacă încă deținea o cantitate semnificativă de Bitcoin, acum spera la o prăbușire totală a valorii acestei monede și la eșecul absolut al criptomonedelor. Ce se întâmpla de fapt? FOMO îl atacă pe Tom pentru că Jeff este prietenul lui, aceeași vârstă, același grup, cineva exact ca el. Diferența este că în timp ce Jeff este un investitor genial, Tom este un nesăbuit. Și pentru că Tom știe că ar fi putut obține succesul lui Jeff și nu vrea să trăiască cu această idee pentru tot restul vieții sale, speră că amândoi vor eșua lamentabil. Cercetările privind FOMO sugerează că nu există diferențe de gen, scorurile FOMO mai mari sunt asociate cu vârsta mai tânără, este asociată cu persoane nevrotice. Cei care sunt singuri o experimentează mai des. Dar care frică este mai puternică? Teama de a pierde ceea ce ne aparține sau teama de a rata? Sau sunt ele în esență același lucru? Vă rugăm să vă împărtășiți gândurile în comentariile de mai jos sau să ne spuneți propriile experiențe cu sentimentele de anxietate, frică sau FOMO. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.